aeroportul Henri Coandă de București, o zi ca oricare alta. Vineri, 31 martie 1995, ora 7 dimineața. Sute de oameni urmează să se îmbarce în avioane spre colțuri diferite de lume. Printre ei, 49 cu destinația Bruxelles. Români, francezi, americani, dar cei mai mulți, 32, belgieni. Un tânăr pleacă să-și viziteze niște prieteni din Belgia. O profesoară din Constanța speră ca la întoarcere să aibă în valiză și rochia ei de mireasă. Consulul Belgiei la București, alături de secretară, trebuie să ajungă în țară cu niște documente. O familie de belgieni pleacă acasă cu fetița lor de 4 ani, nedespărțită de o păpușă. Alături de ei, 11 membri ai echipajului pentru care zborul de azi e rutină. Pe pista aeroportului, avioane decolează și aterizează după programul obișnuit. În timp ce pasagerii pentru cursa de Bruxelles urmează formalitățile de îmbarcare. În cel mult o jumătate de oră își ocupă fiecare locul în avion. În jurul orei 9, cursa Tarom cu destinația Bruxelles primește aprobare de zbor. La ora 9 și 6 minute decolează, cu aproximativ 6 minute întârziere. Ora 9, 7 minute și 53 de secunde. Avionul retrage flapsurile și continuă să ia altitudine. 1396 de metri înregistrează aparatele de bord. Ora 9, 8 minute și 34 de secunde. Aeronava ajunge deasupra localității Balotești. Trebuia să facă virajul către Ploiești. Și atunci începe brusc să piardă din înălțime. S-a înclinat până a pierdut toată portanța. Motorul din interiorul virajului era un viraj pe stânga, s-a redus. Pasagerii nici nu au avut timp să-și dea seama ce se întâmplă. La numai 2 minute de la decolare, avionul Airbus A310 se izbește violent de pământ. S-a înfipt în pământ la un unghi de 80 de grade. La locul impactului s-a văzut inițial un nor mare de fum, apoi un crater imens de 46 de metri. O nenorocire, un câmp, parcă plângea tot, o atmosferă cumplită. Și acolo bucățile de avion amestecate cu oameni. Resturile de avion și oameni s-au întins pe o distanță de câteva sute de metri. O imagine de coșmar, vă spun sincer. Din cei 60 de pasageri ai aeronavei, au mai rămas 168 de saci cu resturi umane și o păpușă. În impactul acela, tot ce era în față s-a dus spre spate. Au fost găsite bucăți din scaunul pilotului în coadă. Terți s-au făcut. În câteva minute se dă alerta. România anului 1995 se confrunta cu cea mai mare catastrofă aviatică și, s-a dovedit acest lucru, nimeni nu era pregătit pentru așa ceva. Sorin Stoicescu, pe atunci șeful Inspectoratului Aviației Civile, este numit pe câmpul de la Balotești șeful Comisiei de Anchetă. Ajunsese primul ministru, ajunsese și ministrul transporturilor. A apărut și domnul Măgureanu de la SRI cu un helicopter și mi-am prăștiat probele după acolo. Și în momentul ăla, ministrul transporturilor m-a numit președintele Comisiei de Investigare. La scurt timp sosește la locul accidentului și primarul din Balotești. Nu știam cum să reacționăm. Mă rog, cu cei de la armată, de la apărarea civilă, am putut ușor să ne coagulăm. S-a trecut imediat la izolarea locului și conservarea probelor, o operațiune care s-a dovedit a fi extrem de dificilă. Avionul, intrând în pământ, i s-a spart coada ca o pungă și a aruncat în toate părțile. Ceea ce l-a dat la unii prilejul să spună, domnule, a explodat în aer. A fost prima ipoteză, susținută chiar de șeful Institutului de Medicină Legală, Vladimir Beliș. Explozia este cauza morții și nu carbonizarea care s-a produs ulterior. De aici ce poți să deduci? Că explozia a avut loc în aer. Pentru că dacă ajungeau pe pământ, aceste corpuri nu erau astfel fragmentate. O variantă care a fost imediat îmbrățișată, mai ales de către ziariștii străini. Jurnaliștii din Bruxelles au afirmat chiar la acel moment că în spatele accidentului aviatic de la Balotești ar sta teroriști algerieni din Frontul Islamic al Salvării.
Câțiva lideri importanți ai frontului au fost arestați la acel moment în Belgia, dar până la urmă autoritățile au exclus posibilitatea unui atentat. L-am exclus explozia la bord și am exclus bomba. Misterul putea să fie elucidat abia după găsirea cutiilor negre. Ce dată le puteți da legătură cu decât? Niciodată. Deci n-ați putut da fanii? Dar cine poate da acest dat? O să vedem. O să vă facem comunicat mâine cu toate problemele, însă nu vă așteptați ca dintr-o dată să sară fizicul să spună gata, am descoperit totul. Ancheta se prefigura deja una de durată. Autoritățile din România erau vizibil depășite de situație. Au învățat din mers, cu manualele în mână, cum se face o astfel de anchetă, având și sprijinul specialiștilor belgieni, francezi și americani. Între timp se eliberau pe bandă rulantă certificate de deces. Timp de o lună, Mariana Cojocariu, secretara primăriei Balotești, a avut biroul într-o cameră de la IML și a asistat la scene care o urmăresc și astăzi. Nu o să uit probabil cât voi trăi eu, acea mână, pur și simplu așa de la cot, ruptă, era amprentată să se, în final, să se știe a cui era. Tot acest timp la ușă așteptau familiile, în speranța că vor pleca de acolo ca o alinare amară cu ceva cât de mic depus într-un sicriu. Mai era încă o durere în plus sau ca și când ai răsuci cuțitul în rană ca să aștepți să faci identificarea fiului. Odată ai fost lovit că s-a întâmplat și a doua oară să zici nu-mi găsesc nimic din copil. Pentru a-i feri de aceste șocuri, în unele cazuri, identificarea era făcută pe baza obiectelor recuperate dintre resturile avionului. Mi-aduc aminte cum vedeam păpuși. O geantă a fost răsturnată în birou acesta să vedem ce este acolo, a cui aparținea. Dacă mi-aduc aminte, era vorba de o stewardeză. Rudele, găsindu-i documentele și ce avea acolo, au izbucnit în plâns. Doar două sau trei persoane n-au fost identificate niciodată, își amintește Mariana Cojocariu. Certificatele lor de deces au fost eliberate abia un an mai târziu. În rest, cei mai mulți au putut fi înmormântați creștinește până la sfârșitul lunii aprilie, având aceeași cauza decesului. Politraumatism, în paranteză zdrobirea corpului, prin catastrofa vietică. Acum eram împreună și apoi dintr-o dată am aflat de la televizor că nu mai e și că nu mai e, că după spusele logotnicului ei au identificat o mână și inelul de logotnic. Sicriul ferecat a dus cu el în pământ o bucată dintr-un trup firav și cel mai frumos vis al Mihai Popescu, frânt la numai 29 de ani, acela de a fi mireasă. Unul dintre lucruri pe care urma să le fac în Belgia, inclusiv să-și cumpere rochea de mireasă, adică e un zbor care s-a frânt și s-a frânt extrem de devreme și fără noimă, fără niciun sens. Mihaela Popescu era profesor de franceză la liceul George Călinescu din Constanța, singurul copil al unor părinți bătrâni și bolnavi. Tatăl s-a stins și el la un an, mama după 6. Astăzi, doar foștii colegi mai pot reface din fragmente de amintiri ziua aceea cumplită și chipul profesoarei care spun ei semăna cu Audrey Hepburn. O balerină extrem de elegantă pe colorile liceului. Avea un fel al ei de a pluti, ca un vis. Așa a fost. Era cochetă, era elegantă. Era artistă. Era cu suflet. Sofia Ionescu i-a fost diriginta, apoi colegă de cancelarie. Mihaela a fost copilul ei de suflet și poartă cu ea de 17 ani povara unui gest pe care azi îl consideră blestemat. Ea a fost cea care a trimis-o în Belgia pe Mihaela pentru un schimb de experiență cu o școală de acolo. De câte ori mi-am amintit de ea și de nenorocirea care a avut loc, așa am gândit că la bază mă aflu eu, că dacă nu organizam eu schimbul ăsta, poate lucrurile ar fi avut o altă direcție, o altă cale.
Când au aflat de la radio de catastrofă, au sperat că Mihaela a pierdut zborul până au văzut lista pasagerilor. Era 31 martie și Mihaela era 31 pe lista pasagerilor. În ziua mormântării, înainte de a pleca, am plecat de la școală, dar înainte s-a făcut un moment de reculegere în curtea școlii, toată școala era afară. Ce scuze. Deci toți elevii erau afară în curte și s-a ținut un moment de reculegere, un moment mai lung de reculegere pentru în memoria colegii noastre și... Mă rog, a fost dureros. Mai târziu aveau să afle că Mihaela a avut o premoniție. I-a spus asta într-o scrisoare logotnicului ei. O scrisoare scrisă de Mihaela cu o seară înainte, în care îi spunea că are emoții pentru zborul de mâine. Pe peronul gării s-au despărțit și Mihaela îi era foarte frică și avea lacrimi în ochi. Culmea este că Mihaela nu ar fi trebuit să fie în acel avion. A amânat de două ori data plecării și a plecat în acea zi. Cu ea trebuia să mai meargă și o elevă din liceu, dar n-a obținut viză. În schimb, în același avion cu Mihaela Popescu a mai urcat în acea zi o altă profesoră de franceză din Lugoj, Doina Blaj. Locuia de câțiva ani în Franța, unde era căsătorită, și venise în România să-și înmormânteze mama. A apucat să vadă în viață și după înmormântare să plece. Și după câte am auzit, avea biletul cumpărat că altfel i-ar fi vrut să mai rămână câteva zile. Toată familia a insistat să mai rămână și amintește astăzi prietena ei. Păi, dar nu pot, că am biletul deja cumpărat, unde mai iau alt bilet și dacă nu găsesc. Dar cu câteva zile înainte de 31 martie, era brusc grăbită să plece. Ea și-a luat la revedere de la noi câteva zile mai devreme și noi am crezut că a plecat. Am zis, Doamne, mulțumim lui Dumnezeu că noi n-avem pe nimeni în avionul acela și peste câteva zile am aflat în cancelarie. Că era și Doinița acolo, noi o credeam deja în Franța. Soțul a reușit să mai identifice doar câteva fragmente din rochia ei și a adus urna cu cenușa acasă la Lugoj. O lungă serie de coincidențe stranii a adunat parcă destinele celor 60 de oameni în cursa de Bruxelles din acea dimineață, inclusiv pe membrii echipajului. În cabină ar fi trebuit să fie alt pilot, dar acesta a fost respins la vizita medicală. Una dintre stewardese a făcut schimb cu o colegă în ultimul moment pentru că vroia să-i cumpere soțului ei un cadou din duty free. Unii parcă s-au grăbit să urce în acel avion, alții, din motive la fel de stranii, n-au mai plecat. Una dintre aceste persoane trăiește aici, în Belgia, într-un mic oroșel de lângă Bruxelles. Preotul Felix își programase o vizită în România cu 10 zile înainte de accident. Trebuia să pună la punct câteva detalii pentru un transport umanitar în țara noastră. Făcea asta din primele zile ale lui 1990, impresionat de dramele copiilor din orfelinatele comuniste. Își cumpărase bilet de avion și urma să se întoarcă în 31 martie la Bruxelles. My mother was ill, she had cancer. The day before, he said she is dying. I think you have to stay here. A rămas la căpătăiul mamei sale mai bine de o săptămână, iar pe 31 martie afla, șocat, că avionul cu care trebuia să se întoarcă la Bruxelles s-a prăbușit. Și a spus atunci că a avut noroc, dar avea să afle mai târziu că a fost mai mult decât atât. Because my mother was after a few days, she became better and better. And she lived 2 years after that. A fost clar mâna destinului, spune el, și de atunci mama e pentru el mai mult decât salvatoare. E o sfântă. Her name was Lucia, and then I asked one of the Belgian artists to make an icon with the Saint Lucia. Preotul Felix a revenit în România la 7 luni după tragedie, într-un moment în care, la București, membrii comisiei de anchetă reușeau să descifreze ultimele discuții care au avut loc în cabina aeronavei. Taron 371, after takeoff, 371, clear directly to Sierra Tango Juliet. Dăm un direct to Sierra Tango Juliet. Marșa puțin. La un moment dat, comandantul de bord dispare. 250 in sight, flaps up. O fi ațipit, o fi făcut un infarct, o fi ieșit din cabină să se ducă la toaletă, nu știm. Ce ai, mă? E adevărat că unul dintre ei a spus la un moment dat că s-a stricat ceva? Că, bă, s-a stricat ăla, da, da. At command one, bă, s-a stricat ăla. Anchetatorii au ajuns la concluzia că e vocea copilotului, Ionel Stoi. Pilotul, Ilie Bătănoiu, nu i-a răspuns. Ce ai, mă?
Nici până în ziua de azi nu se știe de ce, iar copilotul a avut la dispoziție 9 secunde ca să redreseze avionul. I-a fost imposibil. Era pe timpul unui viraj strâns, motorul din interiorul virajului se reducea datorită unei defecțiuni la sistemul automat de tracțiune. Probabil era impresionat de ce se întâmplase cu cel de lângă el. În acele secunde am demonstrat noi că un pilot normal, cu o pregătire normală, nu putea ca să ia cea mai bună decizie. Dar Ionel Stoi era unul dintre cei mai buni, susține fostul său coleg, Paul Mitu. Erau amândoi comandanți, amândoi instructori. Regimul de pregătire al piloților, mai ales la avioanele moderne cu simulatoare, cuprinde inclusiv cedarea unui motor în regim de decolare. Se poate exclude de la bun început că acești piloți n-au avut antrenamentul necesar. În plus, își amintește Paul Mitu, acel avion mai prezentase probleme. Chiar cu un coleg de-al nostru, care cu o zi înainte zburase tot pe acel avion, a avut un fenomen necunoscut și raportat, în câte mi-aduc eu aminte, pe fișa de control a avionului, că motorul din partea stângă s-a redus. De fapt, piloții de la Tarom se mai confruntaseră cu astfel de incidente. Cu o jumătate de an înainte, tot un Airbus A310 a fost la un pas de prăbușire deasupra aeroportului din Paris. Stai așa, ce l-a apucat pe ăsta? Pune-l în viteză aici. Bă, ăsta ratează, bă! Din fericire, în acest caz, pilotul a reușit să redreseze avionul. Aeronava Airbus A310, prăbușită la Balotești, intrase în serviciul Tarom în 1994, fiind închiriată. Până la momentul accidentului, făcuse peste 6200 de zboruri, iar reducerea motorului stâng era o problemă semnalată inclusiv de constructor. Airbus Industries a emis un buletin operațional prin care spunea că în momentul când începe să se reducă motorul, să țină cu mâna pilotul maneta. De fapt, problema fusese reclamată de operatorii aeronavei. Și de cât a fost la Swissair și la Delta, același defect. Toate aceste lucruri adunate au dus după mai bine de 2 ani de anchetă la o singură concluzie, formulată sec într-un comunicat de ministrul transporturilor de la acea vreme. Indisponibilitatea fizică a comandantului aeronavei, a doua cauză este o defecțiune nesemnalizată la sistemul automat de tracțiune și cea de-a treia cauză este incapacitatea copilotului de a face față celor două evenimente. O anchetă grea, cu multe bătăi de cap și controverse, dar recunoaște acum Sorin Stoicescu și cu multe presiuni. Ați avut vreo clipă sentimentul că cineva încearcă să acopere pe cineva? Sigur că da. Deci au fost chiar presiuni. Inclusiv eu, în toată cariera mea, n-am avut treabă cu parchetul, dar m-am și trezit cu două cercetări penale. Pentru cu totul altceva, s-au făcut niște lucruri dure de tot. Dar nu vi s-a spus textual pe cine? De vreau să vă mai spun ceva. Chiar la început se făcuse un raport preliminar, în 3 zile, care au spus, gata, am rezolvat problema, nu știu ce. Își dăduseră mâna pe la Znagov niște băieți și noroc că m-am prins. I-am dat afară pe toți din comisie. Pe urmă, același grup, bine intenționat, a mers mai departe și în presă aveam tot felul de probleme. Se duceau ziariști la grupul ăsta, plecau cu sticla de whisky sau o beau acolo, în sfârșit, și a doua zi scriu. Și scriau toate tâmpenii. De aceea, Sorin Stoicescu crede și astăzi că adevărul despre Balotești nu s-a spus încă și poate nu va fi aflat niciodată. Când te știi responsabil, când știi că ar trebui ca să aprinzi candele toată noaptea
după aia că ai făcut și tu o prostie, nu e bine. Nu mai își pune în pielea lor. Și, spune fostul șef al comisiei de anchetă, acesta ar putea fi și motivul pentru care dosarul accidentului de la Balotești s-a făcut pierdut. Din datele pe care pachetul general le are până în prezent, el nu a fost soluționat și mai mult decât atât, foarte multe documente nu se mai găsesc. Este constatarea pe care o făcea parchetul general în anul 2008, la 13 ani de la producerea tragediei aviatice. Până atunci, e clar că nimeni nu se ocupase de dosar, altfel ar fi văzut că lipsește. Consiliul Superior al Magistraturii a început o anchetă. Se va porni acțiunea disciplinară împotriva persoanei găsite vinovate pentru tergiversarea soluționării acestei cauze pentru dispariția onorată. Au trecut 4 ani de la această declarație. Am solicitat Consiliului Superior al Magistraturii informații privind măsurile care s-au luat în acest caz. Am primit un comunicat pe 6 pagini în care ni se povestește odiseea dosarului Balotești din 1997, când a fost preluat de parchet, și până în zilele noastre. Din notele de relații date de avocatul M.N. și procurorul general G.B., a reieșit că dosarul a conținut și procesele verbale întocmite de cei doi cu ocazia cercetării la fața locului, care astăzi nu se mai regăsesc la dosarul identificat în arhiva parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, se arată în comunicat. Urmează descrierea unui șir lung de abateri și lipsă de interes pentru un dosar care a fost uitat sau aruncat intenționat într-un sertar. Niciunul dintre procurorii implicați în anchetă și nici conducătorii celor 3 unități de parchet nu s-au interesat de situația dosarului. Aceeași atitudine au avut-o și reprezentanții Inspectoratului Aviației Civile și ai SC Tarom SA, scrie Consiliul Superior al Magistraturii. Nu se menționează nicăieri dacă documentele lipse din dosar au fost recuperate vreodată, dar asta nu a împiedicat parchetul să rezolve în 5 luni ce n-a făcut în 13 ani și să dispună neînceperea urmăririi penale. Cei care conduc astăzi parchetul general și Consiliul Superior al Magistraturii ne-au pus la dispoziție aceste documente, dar au refuzat să facă orice comentariu referitor la dosarul Balotești, spunând că nu sunt răspunzători pentru greșelile făcute în trecut. Important de menționat, cei care au făcut aceste greșeli nu au fost niciodată pedepsiți, pentru că nu mai dețin funcțiile pe care le aveau atunci când ar fi trebuit să se ocupe de dosarul Balotești. Politica struțului a fost adoptată de mai toate instituțiile implicate în ancheta Balotești. Nimeni nu mai vrea să vorbească despre acest lucru, motivând, așa cum a făcut compania Tarom, de exemplu, că e un subiect prea sensibil. Nu considerăm oportună implicarea companiei Tarom în acest subiect. O nouă abordare a acestuia nu ar produce decât durere tuturor celor care i-au cunoscut pe cei care au trecut în neființă. Durere mai mare ar putea produce, din contră, tăcerea și uitarea care s-ar putea lăsa peste tragedia de la Balotești. A nu vorbi despre ea nu va însemna niciodată o vindecare a rănilor. Noi ne-am asumat riscul să vorbim și după 17 ani am făcut ceva ce sigur n-au mai făcut niciodată autoritățile de la accidentul aviatic și până acum. Am mers pe câmpul de la Balotești. Ciudă-ți fire, vede fire de la avion, la instalație. Tot de la avion. Asta e tot de la avion. Asta a fost o mufă cu mai multe fire. Descoperim astfel, alături de un localnic, un lucru șocant. Câmpul de la Balotești, pe locul unde a avut loc accidentul aviatic, e plin ca niște ciuperci ieșite după ploaie de resturi ce par a fi ale unui avion. Am impresia că e capitonajul. Sunt mii de bucăți. Domnișoară, mii de bucăți, vă spun. Nea Tomiță nu mai e mirat. De câțiva ani tot descoperă bucăți din avion. Doar când mai găsește oase, îl trec fiorii. Us, sunt ceva? E bucat de us, nu e. Cu bucățile găsite pe câmpul de la Balotești, am mers la Paul Mitu, unul dintre vechii piloții Taromului, cu experiență de peste 16.000 de ore de zbor. Ce credeți că e asta? Extraordinar. Fantastic. După atâția ani, după 17 ani, s-au găsit asta. Părți componente din cel ce a fost Airbus. Este o priză de legătură de la un aparat tot care a existat în Airbus. Iată și o parte electronică cu un circuit electronic. Toate acestea, spune Paul Mitu, ar trebui să fie într-un muzeu sau pe masa de lucru anchetatorilor. Asta spune multe despre grija cu care s-a lucrat la acest dosar. La scurt timp după tragedie a fost ridicată de pe câmp doar carcasa avionului, dar și aceasta a dispărut între timp. A trebuit să renunțăm. De ce? Pentru că resturile umane deja aveau un miros ciudat. Și a fost aruncat, pur și simplu?
Da, au fost duse. Pe câmpul de la Balotești, lângă linia ferată, doar un monument de piatră aduce aminte de tragedia de acum 17 ani. Numele celor 60 de victime sunt pe alocuri, greu de citit. A trecut prea mult vânt, prea multă ploaie peste ele și încet se lasă uitarea. Pentru autoritățile din România, cazul Balotești e un capitol închis. Un dosar ca oricare altul, o anchetă rezolvată. Pentru noi, accidentul din 31 martie 1995 rămâne cea mai mare catastrofă aviatică din istoria țării, despre care încă nu știm tot adevărul.